Salut, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Astrora. Eu sunt Rotar Adrian și azi am pregătit notițele pentru luna plină în Capricorn din data de 13 iulie 2022. Aspectul de lună plină din 13 iulie are loc la ora 21:37 de minute la gradul 21:22 de minute Capricorn, respectiv Rac. Luna plină este aspectul de opoziție între Soare și Lună, Luna în Capricorn, Soarele în Rac, la aceleași grade. Este un aspect de finalitate, de încheiere a unor intenții, proiecte începute cu 6 luni în urmă, atunci când a avut momentul de lună nouă în Capricorn. Este o descărcare masivă de energie, mai ales că luna în Capricorn este însoțită și de Pluton în aparentă retrogradare, Pluton fiind un factor de putere, de criză, de manipulare și transformare. De asemenea, Soarele în Rac face un aspect de conjuncție cu Mercur, semn super emoțional în care își va face prezență și Lilith. Toate aceste aspecte pot aduce la suprafață multe secrete îngropate în trecut. Un aspect totuși favorabil, Soarele în Rac prin Trigon și Luna în Capricorn prin Sextil formează aspecte pozitive cu Neptun în Pești. De aceea, în aceste momente, legătura cu Divinitatea devine foarte importantă și de mare ajutor în stabilizarea emoțiilor prin empatie, compasiune și iubire. Acest vulcan de emoții poate fi prevenit prin autocontrol. Energia acestei lunații poate fi resimțită mai ales de semnele cardinale Berbec, Rac, Balanț, Capricorn, dar și de cei care au planete, asteroizi, elemente karmice în ultimul decan al acestor semne. Aspectul de lună plină poate fi privit ca aspect de opoziție, dar și de complementaritate, de echilibru și de armonie între cele două semne. Racul, care reprezintă siguranța emoțională, casa, părinții, familia, patria și opus, Capricornul, care reprezintă cariera, imaginea publică, autoritatea, statutul social, acestea două trebuiesc oarecum aduse la un echilibru acum, prin alegerea unui singur domeniu, celălalt poate avea clar de suferit. Dacă alegi sectorul profesional, are de suferit sectorul financiar. Dacă alegi familia, atenția către carieră devine minimă sau chiar absentă. De aceea este important să găsești soluții pentru armonizarea acestor două aspecte ale vieții. Aș vrea să vă reamintesc că în afara acestui aspect de lună plină, importanța sectorului financiar pentru toate semnele. Ceva economii, bănuți puși deoparte, o planificare mai atentă a acestora poate fi de mare ajutor în perioada următoare. Am pregătit și recomandările pentru fiecare semn zodiacal în parte și pentru cei care au ascendentul în aceste semne. Pentru Berbec, pentru voi este recomandat să găsiți soluții pentru a armoniza viața de familie cu cariera. Luna plină, energia ei este influentă acum asupra carierei. Un proiect poate ajunge la finalitate, deci pot fi schimbări în ceea ce privește domeniul profesional, imaginea socială, statutul social, marital, căsătorit, necăsătorită. Treaba asta se poate schimba. Atenție la relațiile cu autoritățile, cu șef, patron, dar și cu o persoană care are o anumită autoritate vis-a-vis de voi. Poate să fie chiar tată sau soț. Pentru Taur și cei care au ascendentul Taur, pentru voi această armonizare ține de mentalul inferior și mentalul superior. Pot fi schimbări în ceea ce privește filozofia de viață, de credințe, crezurile voastre, principiile după care vă conduceți viața. Sunt foarte multe concepții limitative pe care trebuie să le lăsați în urmă, din păcate. Mai pot ajunge la finalitate proiecte legate de studii, de călătorii, dar și a unor acte cu aspect juridic. Pentru Gemeni, armonizarea ține de sectorul financiar, de banii câștigați din muncă proprie și de cei proveniți prin ceilalți. Partener, asociat, familie, client. Luna plină în casa 8-a ține de taxe, impozite, facturi, datorii. Un credit poate ajunge la finalitate acum, dar și aspecte legate de partaje, moșteniri.
Tot în această casă, energia lunii pline poate influența și viața intimă. Se mai poate trece printr-un proces de curățare, de purificare, de tot ceea ce este toxic în viața voastră. Succes! Pentru Urac, relațiile sunt vizate de energia acestei luni pline. De aceea, armonia devine prioritară în relațiile voastre de parteneriat, soț, soție, asociat, colaborator, client. Se pot crea unele tensiuni, de aceea unele angajamente relaționale se pot rupe, unele asocieri nefuncționale se pot încheia și se poate ajunge la o finalitate pentru a lăsa loc altora ce vor urma. Pentru Leu, schimbările au loc în ceea ce privește munca, jobul, relațiile de colegialitate, relațiile cu subalternii, dacă sunteți patron, angajări concedieri, dar și în ceea ce privește sănătatea. Vă puteți apropia și voi de o finalitate în ceea ce privește jobul. Sunteți poate nemulțumiți de modul în care sunteți apreciați sau competențele voastre nu corespund cerințelor postului. Și atunci căutați ceva mai bun care să vă reprezinte. De asemenea, dacă aveți probleme de sănătate sau sănătatea lasă de dorit, poate fi necesar încheierea unui anumit stil de viață, trecerea la altul. Dacă este necesar, apelați la un specialist, un nutriționist. Dacă unele tratamente nu au dat roadele așteptate, poate este momentul să utilizați o schimbare în acest sens. Este un mare echilibru acum pe axa sănătății pentru voi. Pentru Fecioară, pentru voi faza de încheiere, de transformare este legată de iubire, de relațiile cu copiii. Poate un proiect legat de aceștia ajunge la finalitate sau o relație amoroasă se poate încheia sau trece spre un alt nivel evolutiv alături de un partener. Aspectul de lună plină poate fi legat și de o activitate creativă, un proiect născut din talentele voastre, poate ajunge la sfârșit și vă puteți bucura de el acum. Pentru Balanță, pentru voi este momentul de a echilibra viața de familie și carieră. Sfatul meu este ca la această lună, ce afectează casa a patra, casa părinților, a familiilor, a rădăcinilor, a trecutului, care cu siguranță pot avea unele vor fi multe schimbări în această zonă. Sunt unele legate de un proiect imobiliar, de o moștenire, dar și de încheierea unor relații de familie mai tensionate. Sunt secrete, traume mai vechi, care pot fi resimțite în această perioadă și puteți trece prin momente de curățare și de vindecare a vieții de familie. Pentru voi, ca sfat, dacă vreți, o zi înainte, în ziua lunii pline și după aceea, un post cât mai curat și meditați. Pentru Scorpion, pentru voi axa cunoașterii, se cere a fi echilibrată, energia lunii pline poate fi resimțită la nivel de comunicare, de gândire. Pot interveni schimbări în relațiile voastre cu frații, surorile, vecinii, cu cei din imediată apropiere. Mai are legătură și cu drumurile scurte și negocierile. Unele cursuri se pot încheia acum. Un contract, o negociere poate ajunge la o finalitate. Atenție la comunicare, la idei, la informațiile transmise, dar și primite, pentru că unele pot avea o tentă de manipulare. Atenție la voi și la șofat în această perioadă. Pentru Săgetător, axa financiară necesită echilibrare. Pentru voi, energia lunii pline are efect asupra banilor câștigați din muncă proprie. În această zonă pot fi unele schimbări, un proiect, o afacere poate ajunge la finalitate și astfel căutați alte modalități de câștig. Valorificați-vă talentele și harurile voastre pentru a face unele schimbări. Unii pot beneficia de o creație și o creștere financiară, alții o pot pierde prin achiziționarea unor obiecte care să nu își dovedească utilitatea și trăinicia. Lăsați deoparte mofturile și plăcerile care vă pot lăsa cu o sumă minimă în buzunar. Pentru Capricorn,
este despre voi înșivă, în relațiile voastre. Luna plină în casa întâi, schimbări legate de atitudine, de comportamente, de manifestări. Renunțați la vechiul din voi pentru a fi văzuți, percepuți într-o lumină mai favorabilă de către ceilalți. Relațiile voastre se cer armonizate, unele tensiuni se pot crea de aceea unele parteneriate pot fi destrămate, iar unele în care vă simțiți protejați, ocrotiți, înțeleși, pot trece pe un alt nivel pentru a evolua împreună. Pentru vărsător, luna plină în casa 12, axa sănătății, se cere a fi echilibrată, este un moment de încheiere a unei perioade de introspecție, de retragere, de izolare. Prea mult stres și a spus cuvântul, vitalitatea a fost căzută și lipsa chefului de viață duc la vindecare și recuperare prin apelarea la serviciile unor terapii sau chiar vizita la un psiholog, acolo unde este nevoie, tocmai pentru a finaliza această etapă mai puțin plăcută și de a fi pregătiți pentru noile experiențe ale vieții. În cele din urmă, totul va fi bine. Pentru pești, luna plină în casa 11-a, sunt schimbări, transformări legate de prietenii voștri, de grupurile la care ați aderat. Unele proiecte au ajuns la finalitate și vă puteți bucura de rezultatul lor, participând la diverse evenimente, festivități. Unele proiecte nu au fost rezistente în timp, au suferit diferite complicații și de aceea trebuiesc încheiate pentru a fi înlocuite cu altele noi. Proiecte umanitare în care v-ați implicat se pot apropia și ele de sfârșit. Totuși, pentru voi, atenție la modalitatea de comunicare în grupurile de prieteni, pentru a nu suferi modificări sau chiar pierderea unor prietenii care pe viitor vă pot ajuta. Cam acestea au fost cuvintele mele pentru această lună plină din Capricorn. Sper că toate aceste informații se adună. Să ne vedem cu bine pe curând!